Limbaj de luptă folosești. Pentru că tot am lămurit în video trecut ce este conflictul și că nu este sănătos să fugim de el. Acum sper să te susțin să devii conștient de limbajul din care comunici când ești într-un conflict. Unele persoane vor să discute subiectul conflictului pe loc, ca să rezolve subiectul. Așa sunt și eu de când am decis să vorbesc despre el și să nu mai aștept să-l rezolve altcineva pentru mine. Alte persoane vor să fugă de conflict. Tac, și nu mai spun nimic pentru că pe moment este prea mult și îi copleșește. Aceste persoane au nevoie de spațiu și timp să gândească ce se întâmplă, să perceapă ce este în interiorul lor și să-și dea seama cum să gestioneze subiectul. Și este ok să îți dai timp. Totuși este important să comunici partenerului de conflict că ai nevoie de timp să rumegi subiectul și că revii la el după ce l-ai digerat ca să încheiați subiectul și între voi. O parte importantă din proces este că după ce ai realizat ce se petrece cu tine legat de acest proces, să te întorci tu la partener să-i spui mulțumesc pentru timpul acordat, acum putem vorbi. Multe persoane doar fug de subiect, spunând că au nevoie de timp să se gândească și când partenerul îi trage de mânecă să redeschidă subiectul acesta, aceștia cer timp din nou. Sau se fac că nici nu știu despre ce este vorba. Sau și mai rău, îl trimit pe partener la psiholog că el are o problemă personală pe acel subiect despre care din start nu au ajuns să comunice. Adică își arată clar poziția că nu vor să facă nimic pentru a face să dispară conflictul. Odată lămurit acest subiect, dacă te afli în postura celui care așteaptă să comunice, realizează că tocmai ai primit răspunsul, că ei nu vor să facă nimic. Și alege pentru tine ce faci în acest caz de refuz de conciliere. Acel conflict va reapare dacă îl negi și nu ai cum să-l rezolvi de unul singur, deoarece este vorba despre interacțiunea dintre voi. Sunt Elena Paula Ciubei și te susțin să-ți vindeci durerile din viață și din corp, ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro, spor în toate cu inspirații.